discul ăsta l-am lansat și l-am făcut, îi spune în Blue Jeans, și am să vă și spun de ce în Blue Jeans. L-am lansat în anul 2008, am avut o lansare foarte frumoasă, au venit foarte multe persoane, cred că în sala respectivă a fost peste 500 de oameni. Piesele sunt cam jumate în engleză, jumate în românește. De ce? Ne-am adresat atât publicului român din Toronto, și sunt peste 50.000 de români, cât și publicului autohton anglofon, pentru că trebuie discul marketat și pentru unii și pentru alții. Cristian Madolciu a rămas în conștiința melomanilor români ca frontman și compozitor al grupului rock FFN, dar și ca solist al câtorva dintre discurile Electric Record cu succese pop internaționale înregistrate de spuma muzicienilor români ai vremii. Plecat ultimul dintre colegii de la FFN Emigrație în 92, acesta a revenit în muzică datorită lor cu un vârf în 2008, când trupa refăcută în Canada a lansat acolo un disc cu noi compoziții. O poveste filmată în doi timpi la București și la Toronto, cu final fericit așadar, care așează încă o piesă puzzle la istoria rockului românesc, începută în glorioșii ani 60. În momentul când am început să cânt și probabil prima apariție a fost la școală, la liceu, unde exista o formație ad hoc făcută, și de atunci am zis, aș vrea și eu să fiu Beatles, ca Beatles, evident. Și uite așa, ușor, ușor, am crescut, au început apoi să vină alte grupuri, ne uitam la ei, deja eram în anii 60-70, ne uitam la ei, când zic mai mult, îi ascultam, pentru că n-aveai ce să vezi pe vremea aia, și așa s-a întâmplat. În Blue Jeans, de mână cu iubirea din tâi, cuplete-n vânt și ochii căprui, ar vrea o lume doar a lui. O melodie celebră din repertoriul FFN de peste decenii, descoperită la Radio România și refăcută în 2008 peste ocean. Dar până la marile hituri de la jumătatea anilor 70, să urmărim pornirea așa zisei formații fără nume, care încă de la început a găzduit componenți cu nume. Am ajuns la FFN. FFN-ul pe vremea aia era, cred că eu pot spune fără dubiu, a fost poate unul din primele supergrupuri românești. De ce? Pentru că fiecare dintre noi veneam de la alte trupe. Și poate că se știe toată povestea, dacă nu o repet. Silviu Olaru venea de la Romanticii și a cântat și cu Grup 22, Gabi Lidvin venea de la Mondial, Florica Dumitru, Dumnezeu să-l ierte, care a murit acum 7 ani, venea de la Mondial, de la Romanticii, de la Modern Group, Năvală, Marcel Năvală venea și el de la Romanticii, și în felul ăsta ne-am adunat prima oară, și acolo a fost sediul nostru central, în Clubul A, pe faimoasa stradă Blănari, și așa am plecat mai departe în această formulă. Ulterior au mai cântat cu noi și Radu Stoica, care și el a fost la Mondial, după care Radu Stoica ne-a părăsit, a venit și Doru Donciu cu noi tot atunci, cântase la coral. Cum în această dorită integrală FFN va mai veni vorba și despre ceilalți muzicieni emigrați, ediția recuperează aici și câteva înregistrări de arhivă rarisime cu grupurile cu firmă de la care au provenit instrumentiștii în cauză. Cine zice ies cu el?
noapte, mi-a trecut de colera. Ai văzut războaie, ai trăit și pe mărbune, au trecut ca vântul și ca gândul. Ei, tu, papa bătrân, ce v-aș da să pot afla, n-ai acel timpul de nebun. Timpul ce-au scurat, visul ce-au scurat, povestește șansa de acum. Se întâmplă mari schimbări printre caractere și ne maturizăm cum viața ne cere. Ce vrei să păceara, păi ce logic gândesc, părăsesc îndoiala, siguranță doresc. E simplu, e minunat și vrem de te lăuda. Inițial, cred că lumea mai mult ne-a considerat un fel de muzică progresivă, pentru că pe vremea aia, la început, cântam mai progresiv. Pe urmă am zis, poate că muzica asta nu e ascultată sau plăcută de toată lumea, și am zis că cel mai interesant ar fi să facem un melodic rock. Și cred că a fost mai bine, adică puțin comercial, nu foarte mult, ca să nu dăm în partea ailaltă, în ridicol. Și așa s-a întâmplat că ulterior toate compozițiile făcute, scrise de, de fapt, nucleul de bază care au scris toate piesele au fost Litvin, Olaru, Madolciu. Și în felul ăsta cântam, să zicem, un melodic rock care cred că a fost mai plăcut pentru toată lumea. Vino cu noi, vino cu noi, copil cu ochii mari, să nu te temi, să nu fii trist, să nu tresari, zi după zi, zi după zi. Să râzi, să cânti, să plângi, eu mă rantisă către tine să o strângi. Vino azi cu noi să înălțăm pace pe pământ, să înălțăm. Pe lângă marile săli unde cântam, Sala Palatului, Sala Polivalentă sau oriunde în țară, în sălile de sport, pentru că acolo se făceau concertele, inclusiv pe stadioane, s-a făcut diferența. Noi cântam după clubul A, unde de obicei acolo ne strângeam, cântam și la Preoteasa. Iarăși a fost o mare perioadă de vreme în care noi la Preoteasa repetam. Și la Preoteasa se cânta în Sala Mare, dacă vă aduceți aminte, nici nu mai știu cum e acolo acum. Cântam în engleză, am avut la un moment dat un necaz, cineva a venit și a spus că să ne dăm jos de pe scenă, că de ce cântăm în engleză. Nu știu cine era, nu-mi dau seama de ce, dar așa erau vremurile. În lipsa filmărilor FFN în Arhiva TVR, realizatorii vă propun simularea atmosferei din câteva locuri celebre în care se cânta în București anilor 70. Primul și cel mai vechi este Casa Studenților zisă Grigore Preoteasa, apoi, inevitabil, Clubul A al Arhitecturii. Singurile n-au avut nicio problemă, mai ales primul single, Chemare și Îndemn, care a fost înregistrat în radio, în T8. Al doilea single, mult mai târziu, iarăși n-am avut nicio problemă. Primul LP a fost 10 pași, intitulat De ce 10 pași, că noi eram 5, erau primii noștri pași, a celor 5. Am avut o mică dificultate când ne-am dus la Electrecord pe vremea aceea. Am vrut să facem eticheta discului ca în momentul când o pui pe platan, prin mișcarea circulară, să se creeze FFN, să scrie pe etichetă FFN. În mișcare, în static nu se vedea nimic, erau niște elemente grafice care nu însemnau nimic. Nu ne-au lăsat, pentru că trebuia să rămână acea liră fantastică, lira Electrecordului, marca lor de fabrică. Asta a fost singurul inconvenient. Noi
Discul al doilea a fost, cred că e continuarea a 10 pași, al primului LP, destul de mai compact din punct de vedere piese. A fost o creștere calitativă față de 10 pași. Pe 10 pași era faimoasa noastră piesă de care toată lumea știa, La răscruce de vânt. Al doilea disc a fost interesant, l-am făcut și cred că e, nu cred, sunt sigur, este LP-ul în care ultima oară am putut să cântăm cu Florin Dumitru, care ulterior a plecat, cred că primul dintre noi. Cântam în arhitectură la Balul Bobocilor în fiecare an, nu numai pentru faptul că Silviu a făcut arhitectura, dar la Balul Bobocilor cântau toate trupele și cred că de acolo este secvența respectivă. Știu că Mirel a filmat ceva, dacă mi-aduc aminte, și nu eram numai noi, erau și catenele, erau cine, grupurile care erau invitate la Balul Bobocilor în arhitectură și se făcea cândva în toamnă. Și acolo au fost probabil primele secvențe filmate. Am avut probleme cu cenzura, e o piesă pe al treilea LP, care se numește Un joc, piesa se numea Jungla și textul spunea ceva de genul într-o junglă de minciună și adevăr. Nu ni s-a dat voie, pentru că evident în România nu exista minciună și numai adevăr, și atunci am schimbat textul într-o junglă de lumină și întuneric. Și iarăși sunt surprins până în ziua de azi că nimeni nu și-a dat seama de întuneric, pentru că erau vremurile în care se stingea lumina clar, multe ore pe zi. A trecut de cenzură. Mai era o piesă în care noi spuneam în finalul textului voi pleca, voi pleca, voi pleca. Și iarăși nimeni n-a văzut treaba asta și am plecat pe rând. Probabil că după plecarea lui Florin Dumitru, care a fost primul, și sigur, după ce l-am înlocuit cu Lucian Rusu, rând pe rând au plecat și ceilalți. Adică venise între timp Marcel Năvală la noi, a plecat Doru Donciu, ulterior au început să plece pe rând. Primul a fost, cum spuneam, Florin Dumitru, pe urmă a fost Gabi Litvin, pe urmă a fost Silviu Olaru și pe urmă a fost Marcel Năvală. Dar
deja înregistrasem ultimul, al cel de-al treilea LP, a și ieșit pe piață și nu plecase încă nimeni. În momentul când a apărut discul, deja plecaseră cei pe care i-am amintit. Imagini de la primul mare festival liber Rock 91, așadar la un deceniu de la ultimul album FFN, un joc, practic un semn discografic testamentar prin dispariția membrilor. Solistul Cristi Madolciu a mai avut însă câteva contribuții la discurile Trecori, dintre cele mai vândute. În paralel cu FFN-ul am înregistrat cu supergrupul Trecori, condus de Dan Mândrilă, un bun prieten al meu și un etalon pentru mine. Formase acest supergrup împreună cu Dan Andrei Alda, Dan Dimitriu, Marius Pop, printre alții. Am înregistrat cu el 4 LP-uri cu șlagere mondiale, în engleză toate. Sigur, nu numai eu, eram mai mulți, printre care, dacă mi-aduc bine aminte, Mircea Vlad, Valeria Pușii, Margareta Păslaru, Păunița Ionescu, inclusiv Alexandru Arșinel, pe unul din single, că au fost și vreo 4 single. Ba chiar mi-aduc aminte că unul din singlele pe care le-am scos la Electrecord, faimoasa Paloma Blanca, de care probabil toată lumea își aduce aminte, el a fost un succes al Electrecordului de tiraj. Cred că în momentul ăla au scos 250.000 de exemplare, întrerupând toată activitatea pentru teatru, muzică simfonică, muzică populară și așa mai departe. În 1992, Cristian Madolciu lucra la sucursala unei importante firme de publicitate la București, atunci când a apărut un post omolog la Toronto, așadar lângă foștii săi colegi de trupă. Restul a venit de la sine. Soția e româncă, am plecat împreună în Canada, avem două fete, 31 și respectiv 30 de ani și ulterior avem și un băiat pe care l-am înfiat, este de fapt nepotul nostru, este băiatul cumnatei mele, sora nevestii, care a murit la Los Angeles când copilul avea 3 ani. L-am căutat de atunci 15 ani și după 15 ani l-am găsit într-un orfelinat în America. L-am luat la noi, este băiatul pe care noi nu l-am avut, iar el este familia pe care n-a avut-o. Iunie 2008, Edwards Garden din Toronto, lansare cu fasta unui nou disc FFN în Blue Jeans, de astă dată filmată. Momentul e rememorat după 5 ani acasă la chitaristul Gabi Litvin. După venirea mea, care am fost ultimul venit, nu, ăla care a stins lumina. Ultimul stinge lumina. Da. Asta s-a întâmplat în 92 și imediat după aceea am început să facem repetiții. Hai să facem și noi cântările care le făceam pe vremuri. Avantajul nostru a fost că e o comunitate mare românească în Toronto. Cred că la ora actuală sunt 50.000, sigur, acum 20 ceva de ani erau mai puțini, dar erau suficienți. Și am început să cântăm în diferite cluburi, unde veneau și români.
Și sigur, cântam nu numai pentru români, pentru că în cluburile respective poate să intre oricine. Și așa s-a înfiripat ideea de a continua ce am avut înainte. Prima dată în care noi am cântat a fost împreună, după atâția ani de zile, cred că prin 1994, Gabi, dacă încă mai am banda. Încă mai am banda. Și casa lui Cristi de acum încă poartă urmele de război, dar ale repetițiilor. Mai ai crăpătura aia în tavan, care da. Merge așa dintr-o parte în alta în sufragerii. Din cauza puterii care se folosea la instrumente. Și uite așa, la plimbare au pornit și braț la braț. Și braț la braț. Singurul cu care noi am lucrat și înainte în România și ulterior și aici, pe lângă Florin Dumitru, săracul Dumitru, la Los Angeles, l-am avut cu noi pe Marcel Năvală, care actualmente locuiește în Philadelphia și care vine din când în când la Toronto. Nu e mare distanță, doar 1000 de kilometri. Și cu el am mai făcut anumite jam session-uri. Cea mai mare bucurie a noastră a fost cam după 25 de ani a venit și Florica înainte să moară. Săracu, un an înainte să moară, nu? Când ne-am reunit cei cinci cu care cântaserăm exact în ultima formulă înainte să plece fiecare. Da, extraordinar. Atunci iarăși am cântat împreună și ne-am bucurat. Extraordinar. Întorc frecvent în România, aproape anual. Mă uit la toate televiziunile, cum se spune aici, pentru că mă uit online. Și acasă am antenă de TVR, TVR Internațional, unde se dau fel de alte emisiuni. Citesc toate ziarele românești, pentru că iarăși le vezi online. Așa că sunt la curent cu tot ce se întâmplă, lăsând la o parte faptul că venind an de an, știu ce se întâmplă în țară.